bag o cafea. Da? Am ajuns. Bine ați venit! Prieten, bună dimineața! Interlocutorul meu din această sâmbătă declară: marele neajuns al românilor este că nu știu să fie fericiți. Astăzi, împreună cu mine și cu dumneavoastră la mic dejun, un profesionist desăvârșit, medicul chirurg Octav Ginghină. Bună dimineața, domnul doctor! Bună dimineața! Bine ați venit la noi! Vă mulțumesc foarte mult pentru invitație! Noi suntem onorați și încântați. Mi-am făcut așa planul că azi, sâmbătă fiind, poate nu aveți nicio operație. Mie cappuccino, ca de obicei. Un expreso lung, vă rog. Mulțumesc. Am socotit bine că sâmbăta sunteți mai liber sau am greșit? Practic v-am luat de la spital. Sunt mai liber. Este un obicei de a vizita pacienții și sâmbăta e firesc. Ne coordonăm activitatea. Cu cât a crescut însă echipa, sunt din ce în ce mai răsfățat. Am oameni tineri care au venit din urmă și care ne pot substitui astfel încât ne permitem din ce în ce mai mult timp și în afara spitalului. Înainte să mă ocup puțin de palmaresul dumneavoastră, pentru că ați vorbit de echipă, vreau să spun câte ceva și vă rog să mă corectați acolo unde nu sunt exactă, pentru că am avut impresia luna trecută când am început să încerc să vă cunosc, că aveți practic cea mai tânără echipă de chirurgie din România. Am venit la Spitalul de Urgență Sfântul Ioan și am găsit așa: mâna dumneavoastră, nu știu dacă stângă sau dreaptă, Răzvan Iosifescu, anestezistul Camelia Călin și restul spuneți dumneavoastră ca să nu mă încurc. Doctorul Răzvan Iosifescu e colegul meu, este mai mare decât mine. Eu îi cer sfatul în marea majoritate a intervențiilor chirurgicale pe care le fac. Într-un fel, eu sunt mâna lui dreaptă sau stângă. E omul lângă care am crescut ca și chirurg. Am fost colegi de rezidențiați, am fost rezidenții doctorului Rubin Munteanu în clinica profesorului Dragomirescu și împreună am început și programul de chirurgie hepatică în 2013, când am revenit din Belgia. Lucrurile astea nu s-ar fi întâmplat dacă la capul pacientului n-ar fi fost și a fost încă de când eram rezident doctorița Camelia Călin, care ne susține și care mereu ne înconjoară cu răbdarea ei, pentru că intervențiile astea au fost foarte, foarte lungi la început, iar acum sigur că lucrurile s-au mai standardizat și viața noastră e un pic mai liniștită, dar au fost perioade destul de grele. Sunteți modest, nu mi se pare că liniștită deloc. Mă gândeam acum că prin sfârșitul lui noiembrie, să fi fost vreo 28-29 noiembrie, luna trecută așadar, când am venit, practic am așteptat până n-am mai putut aștepta, pentru că operația dumneavoastră cu cei doi medici la oaltă trecuse deja de 8 ore. Nu știu ce făceați acolo și cum îndurați, nu era deloc ușor, cum spuneți. A fost o operație un pic mai complexă, un colangiocarcinom, un cancer de căi biliare extrahepatice. Slavă Domnului, pacientul e bine. Sunt unele intervenții, într-adevăr, mai dificile și care necesită o echipă mare. Când ziceam mai devreme de echipă, nu mă refer doar la colegii din generația mea, ci și la oamenii tineri care au venit după noi, care ne-au fost rezidenți. Unii dintre ei astăzi sunt medici specialiști, avem o echipă de rezidenți și ei sunt practic motorul. Știți cum e? Ca și într-o bătălie. La sfârșit, gloria sau veștile le primește numai generalul, dar de fapt generalul cât face? Stabilește tactica un pic, de fapt armata e mult mai mare și atunci meritul e general, nu e doar al generalului respectiv. Dar sigur că memoriile le scrie generalul, la televiziune vine generalul, așa e, dar nu, lucrurile de fapt în realitate nu sunt așa. Lucrurile Așadar, sunt domnule general, să începem cu cronica de război, că e lungă, e consistentă. Sunteți doctor în științe medicale din 2014, da. Și
Când spun asta, nu vreau să fie doar o bifare în palmares, poate mi-adăugați două, trei cuvinte despre coordonatorul dumneavoastră de doctorat pe care l-am cunoscut, s-a stins în 2016. Așa. L-am cunoscut în ultimul deceniu de viață când făcea acele celebre traininguri de chirurgie laparoscopică. E vorba de chirurgul, regretatul chirurg Corneliu Dragomirescu și vă rog să spuneți cum e relația între chirurgi, mentor, doctorand? Pentru că în branșa mea, de pildă, la umaniști, Gabriel Liceanu mi-a zis aici, când vin doctoranzii mei, gătesc limbă cu măsline, stăm la masă, glumim. Cred că în chirurgie e cu totul altfel. E un pic diferit, dar profesorul Dragomirescu, omul care a creat clinica de la Sfântul Ioan Școala, care după aia a dat mulți alți șefi de clinică în alte locuri, în spitale de stat, în spitale private. El este omul care a creat toată această școală, a fost pionerul chirurgiei laparoscopice în România. Avea o personalitate extraordinară. Pe noi toți, cred că eram cuceriți de personalitatea dânsului și... Încântați-mă, cum făcea? Ce vă plăcea? Vocea, statura, glumea, înjura tumorile sau cum? Că așa mi-a spus o rezidentă câteodată, doctorul Ginghină, înjură mărunt, dar până și aceea e o rugăciune. Mi-a plăcut. Mărunt, asta e o chestie relativă, că uneori nu e chiar mărunt. Profesorul Dragomirescu nu înjura așa de mult, dar știa să se impună cu mare ușurință. Avea categoric o statură și mereu știa să ne spună ce trebuia să ne spună. Adică ne stimula întotdeauna să mergem mai departe, să facem lucruri noi. Și când ne certa, ne făcea într-un fel plăcere. Adică a știut să conducă clinica asta, a știut să scoată cei mai buni din fiecare. A fost ceea ce se spune astăzi peste tot despre lider, despre asta. El a fost cu siguranță așa ceva și noi am învățat imens de la dânsul. Suntem practic toți, venim toată clinica, venim din școala dânsului și suntem, ne amintim foarte des de dânsul. Foarte des spunem ce ar fi spus acum profesorul, cum zicea profesorul chestia. Adică sunt lucruri care au rămas și nu știu dacă trece o zi, două, fără să fie menționat într-o discuție sau în alta. Cineva mi-a spus că sunt mai mult de 2000 de chirurgi pe care i-a format într-o viață scurtă, că nici n-a apucat să facă 80 de ani, cred, dacă s-o coteam acum când vorbeați. Din păcate n-a apucat. S-a luptat cu o boală dificilă și... Altcineva din Anver însă, pe când erați la supra-specializare în Belgia, mi-a spus că folosindu-vă de un calm absolut și de o încântare reținută, așa, adăugați totdeauna că sunteți un produs 100% al școlii românești de medicină care nu-i deloc de neglijat și asta mi-a plăcut foarte mult. M-am format în Școala Românească de Medicină. Supra-specializarea din Belgia a fost un moment cheie al vieții mele. Am făcut ultimul an de rezidențiat, după aia am făcut un fellowship în chirurgie hepatobiliopancreatică și endocrină. A fost un moment cheie, dar eu m-am format ca și chirurg, eu am învățat să fac gesturile de bază și să gândesc chirurgical în clinica de la Sfântul Ioan. Sunteți, dacă am socotit bine, de un deceniu aproape? Veți face 10 ani în curând. Nu știu dacă cronologiile mele sunt corecte, nici nu știu dacă această contabilizare contează foarte mult, pentru că am să las un pic chirurgia deoparte, că avem o miză grea împreună. Dansăm un pas de deux dificil astăzi, pentru că e 21 decembrie. E o zi istorică, tot ați spus despre patriotismul dumneavoastră, care e bine temperat, așa l-am studiat îndeaproape. Și cred că în momentul acela fatidic aveați 10 ani. Da. Eram copil, vă dați seama, nu înțelegeam foarte bine tot ce s-a întâmplat. Țin minte că nu mai aveam... Televizorul nu mai mergea de ceva vreme, dar nu prea ne afectase prea tare și ne-am agitat să obținem din nou acces la televizor. Nu știu, mai mergea o antenă, ceva, oricum, nu, de câteva săptămâni nu se sizasem prea mult că nu era. Și m-am urmărit și eu cu mare interes acum, vă dați seama. Eram un copil, cât am reușit să înțeleg atunci, e greu. Dar știu că n-am mai avut voie să ies afară. A afectat lucruri mai copilărești. După aia am înțeles drama și tot ce s-a întâmplat în zilele acelea. Dar astăzi, după fix 30 de ani, ce le spuneți celor doi fii ai dumneavoastră? Nu știu dacă poate cel mare are mai mult de 10 ani? Fiul dumneavoastră cel mare? Nu, are 10 ani. O să facă la anul 10 ani, mai exact. Da.
Mulți înainte. Da, mulțumesc frumos. Ce-i povestiți acum, la nivelul celor 10 ani, despre acel moment 89? Pentru că sunt sigură că uneori aduceți vorba. Da, încerc să-i povestesc despre sacrificiul care a fost, despre tot momentul acela, despre tinerii plini de idealuri care au reușit să schimbe. Evident că nu știm toate dedesubturile istoriei, evident că nu înțelegem, sau eu cel puțin nu înțeleg cu adevărat toate fațetele acestei povești. Cu siguranță e bine că a fost sfârșitul comunismului, asta cred că puțină lume mai are dubii despre lucrurile astea, e bine că a căzut cortina de fier și încerc să le explic că toate lucrurile astea s-au realizat cu un preț foarte mare și că în general în viață toate lucrurile vin cu un preț destul de mare. Astăzi trăim în Europa, e liber, putem circula, lucrurile sunt atât de ușoare din aceste puncte de vedere și încerc să le insuflu într-un fel că și lucrurile astea trebuie apreciate, ele nu vin de la sine. Când te naști într-o lume liberă și așa mai departe, sigur că lucrurile astea poate nu le apreciez din prima clipă la justa valoare. Faptul că putem călători, faptul că putem învăța, în esență și că putem lucra. Și eu am lucrat în Belgia datorită Uniunii Europene. Lucrul ăsta mi-a permis să lucrez ca un medic belgian. De asta nici nu înțeleg sub nicio formă eurosceptici. N-am cum să-i înțeleg eu, din punctul meu de vedere. Și, dar, fără să divagăm spre politică, încerc vreau, să-i fac vreau să aprecieze lucrurile astea. Ca să se înțeleagă acel context important, context medical important, că respectiva clinică universitară este afiliată Eurotransplantului, deci asta ca să se înțeleagă greutatea ei, și aveați acolo aparatură mai recentă și mai adecvată decât aici în România, în toate spitalele, nu doar Sfântul Ioan, mai sunteți și la alte clinici, nici nu știu cum împăcați un astfel de program de lucru, dar decalajul e foarte mare, tehnologic vorbind, între ceea ce... Nu este atât de mare. Când am fost prima oară în Belgia și într-o sală de operație în Belgia, în 2008, în 2011, când m-am întors după anul de rezidențiat de acolo, deja în sala de la Sfântul Ioan erau chestii care în 2008 nici nu visam să fie. Adică lucrurile merg într-un ritm relativ bun și sigur că există clinici în București unde, într-adevăr, lucrurile sunt perfect comparabile, dacă nu în unele locuri chiar mai bune. Nu există niciun spital perfect, nu există... Oamenii sunt peste tot la fel, dar sigur că un sistem bine pus la punct de sănătate, cu tradiție și așa, ajută. Asta e o chestie care nu putem să o negăm. Un sistem bine organizat îți face și ție viața mult mai ușoară. Asta cred că este principalul avantaj. Până la urmă, viața e mai liniștită în sisteme așezate de mult timp. Dar sunt și minusuri. Sunt și minusuri. O să vă întreb și despre ele. Cumva minusurile astea vin de la oameni sau dăm vina pe sistem? De unde vin? Vin din oboseala noastră, din insuficiență de sistem? Minusurile noastre sau minusurile lor? Că sunt... ambele lucruri au minusuri. Minusurile noastre sunt, cred că, bine cunoscute. Toată lumea vorbește despre minusurile noastre, despre cât de rău e, despre cât de haotic e totul și așa mai departe. Aici e foarte mult de vorbit și nu cred că sunt eu în măsură să vorbesc despre cum ar trebui reformat sistemul de sănătate sau așa în mare. Asta lucrurile mai, sunt prea generale. Mai spre finalul discuției, pentru că eu cred că am ales bine că în ziua asta istorică, pledoaria mea e următoarea. Să nu ne înscriem nici eu, nici dumneavoastră, între cei care încă mormăie și spun a fost degeaba. Chiar mă uitam venind încoace spre cafenea pe un afiș al unui mare interpret care chiar așa și intitulase recitalul 30 de ani degeaba, nu sunt de acord. Faptul că dumneavoastră, un medic primar în chirurgie cu competențe multiple, pentru că aveți competență oncologică și hepatobiliară și senologie și o să mai adaug treptat în discuție toate aceste lucruri, aceasta este o dovadă concretă că lucrurile chiar s-au schimbat. Mai lent, controversat, amânat, dar s-au schimbat în România. Și n-am să vă întreb cum v-ar întreba și v-au întrebat probabil zeci de jurnaliști de ce n-ați rămas în Belgia sau în Franța. O să vă întreb ce v-a ținut anume aici, la București. Faptul că am avut șansa să mă întorc în România, să încep
programul ăsta de chirurgie hepatică, a spus mai devreme și de colegul meu, dr. Iosifescu, și alături de mulți alți colegi, dr. Zanfir, dr. Ionescu, suntem o echipă tânără acolo și așa. Lucrurile astea s-au întâmplat în clinica pe care o conduce profesorul Iordacheș, care ne-a deschis drumul și ne-a susținut încă de la început. Șansa de a construi, de a face tu ceva, e o șansă unică și îți oferă niște satisfacții. Rămânând în Belgia într-un sistem perfect, sigur că aș fi probabil, dacă mergea totul bine, aș fi mers și acolo în sus, dar aș fi fost într-un sistem deja perfecționat, adică e mult mai bine să construiești casa ta decât să lucrezi într-un building mare, perfect, în care sigur că o să ai la un moment dat apartamentul tău perfect. Și pe care l-au făcut alții. Pe care l-au făcut alții, da. Pe lângă asta sunt foarte legat de România, afectiv, personal. Aici e viața mea, aici sunt prietenii mei. Sper să nu trebuiască vreodată să plecăm de aici. E plăcut și surprinzător ce-mi spuneți, pentru că, biografic vorbind, cineva care ar privi cu detașare de la distanță ar putea să creadă că ați fost în mare parte un răsfățat al destinului, dacă mă gândesc că veniți în descendența unui alt mare medic din familia dumneavoastră, doamna Carmen Ginghină. Mama. Mama. Să-i spunem așa, da, mama. Da. Am cunoscut-o la un moment dat, nu într-un context medical, ci din fericire într-o festivitate în care în urmă cu 4-5 ani fusese declarată femeia anului. După ce defilaseră acolo mai multe nume sonore din showbiz, când a apărut această doamnă profesor cardiolog, un magnetism anume s-a creat în sală. Cred că v-a fost dificil să mergeți alături de acest mare medic. Standardele erau ridicate, ca să zic așa. Eu sunt un binecuvântat al sorții, asta categoric, adică, sau așa mă percep. Mi se pare că am avut multe șanse, inclusiv și cu Belgia, cu clinica în care am fost, inclusiv cu o groază de lucruri, care lucrurile s-au potrivit în ultima clipă, cum se potrivesc la oamenii binecuvântați de soartă. În rest, da, sigur că sunt mândru de mama mea și de realizările ei. Am ales o cale diferită. Eu, să știți că nu am fost așa încântat de... Am dat la medicină, aveam tot felul de idei în cap, eram ca orice tânăr, un pic nelămurit, dar după aia când am intrat la medicină am fost îngrozit. Până nu am cunoscut chirurgia, eram extrem de îngrijorat ce o să fac eu, că nu-mi plăcea nimic. Și după aia, în clipa în care am înțeles cum e cu chirurgia și ce înseamnă chirurgia, în clipa aia am fost complet pasionat de chirurgie din clipa respectivă și nu m-am mai gândit vreodată să fac altceva. Ce poate fi atât de atrăgător într-o profesie atât de dură? Faptul că este una din specialitățile în care poți cu mâinile tale, cu efectiv printr-o acțiune fizică să oferi vindecarea unui pacient, și profesorul meu din Belgia mereu spunea, pentru că a avut un destin similar cu al meu, în sensul în care tot așa povestea că în facultate era complet dezorientat până a dat de chirurgie, și el spunea că asta este singura artă cu adevărat în care, pentru că în artă întotdeauna faci ceva cu mâinile tale, în care vindeci, atunci singura artă în care vindeci este chirurgia. Sigur că este exagerat ce spune el într-un fel, dar... O rezidentă din trupa dumneavoastră mi-a spus nici nu contează atât de mult hipertehnologia pentru doctorul Ginghină, pentru că, de fapt, manualitatea, știința, ce face cu mâinile proprii contează. Acolo e misterul. Iar portarul de la Sfântul Ioan, pe care n-am să-l numesc, că mi-a zis să nu cumva să spuneți cum mă cheamă, n-am să spun, respect rugămintea, mi-a zis așa. Au venit aici la profesorul Nicolae Iordache niște chirurgi, domnule, că până înainte eram o fabrică de morți, auziți? Acum suntem o fabrică de vii, nu trebuie să vă încruntați, pentru că sunt niște bisturie de argint. Și eu am zis, și de ce n-ar fi de aur și sunt de argint? Contrariat, portarul mi-a zis, câteodată când nu poți omorâ balaurul, vine un haiduc cu o săgeată de argint sau cu un pistol de argint. Așadar, no. Generalul e puțin ce ați spus, săgeata aia de argint e magică. Până și portarul o spune, dar mi-te pacienții, am văzut valuri de mulțumiri pătimașe pe pagina dumneavoastră de socializare și nu numai, și pe alte forumuri. E greu de îndurat asta, m-am gândit. E greu să știi că, dintr-o dată, în viețile mai multor oameni, chirurg fiind, din momentul postoperatoriu, un medic face parte din familie, cu orice pacient chirurgical am vorbit, toți mi-au spus,
că medicul care a umblat în ei, așa cum mi-a spus un pacient și mi-a plăcut sintagma, face parte deja din familie, din viața lui pentru totdeauna. Da, e o relație specială, relația medic-pacient. Nu cred că e doar pentru chirurgi chestia asta, cred că e valabil în general pentru toți medicii. Relația medic-pacient rămâne o relație specială și care sper să nu se piardă prea mult în timp. Există o tendință de a o face cât mai așa. Nu pot să nu remarc ce portar poetic avem la spital, adică asta ar trebui să crească o dată în plus, da, adresabilitatea spitalului, numai faptul că avem așa un portar și dacă portarul e așa, vă dați seama cum e restul spitalului. Da, da, exact. Clar, m-am convins de asta. Am mai aflat ceva, practic o parte a zilei sunteți conferențiar deja, nu? Da. Lucrați pe chirurgie și anestezie la Facultatea de Stomatologie din cadrul Universității Carol Davila și apoi treceți spre chirurgia cealaltă. Predau aceeași materie, adică predau chirurgia în principal. Catedra se numește de chirurgie și anestezie și e o bucurie să am studenți. Pentru mine întotdeauna mi-a făcut plăcere activitatea didactică. Câți dintre ei pleacă, domnule doctor? Că e adevărat, v-am văzut, pledați, da. Unii nu se mai întorc. Pleacă, da. Faceți, sigur, aceste bilanțuri? Vă puneți energia acolo, nădejdea că veți fi colegi și dintr-o dată ei dispar. E firesc. Cum discutam mai devreme, este libertate, este o piață a muncii. Oamenii se duc acolo unde le este mai bine și fiecare om face o alegere care este foarte greu să o judecăm noi sau să o analizăm noi. Sunt oameni care ar fi trebuit să rămână aici, pentru care am fi trebuit să facem cu toții un efort să-i păstrăm aici, categoric. Dar sunt oameni care au plecat din motive pe care nu am fi avut cum să le schimbăm. Trebuie să ne întrebăm acum cum putem să-i aducem înapoi pe unii. Credeți că vor veni dacă le oferim condiții? Unii vor veni cu siguranță. Unii deja au o viață acolo. Când trăiești în străinătate, la un moment dat începi să ai o viață acolo, să te simți acasă acolo, nu mai ai la ce să te... Și nu există cale de întoarcere. Eu m-am simțit foarte bine în Belgia, de exemplu, dar nu m-am gândit nicio cum pot să rămân definitiv. Chiar credeți că, pentru dumneavoastră personal, România e o alegere definitivă? Eu sper că da. Acum, știți cum e, cursul istoriei, sunt lucruri pe care nu le putem evalua niciodată. Dumneavoastră puteți fi sigură că România pentru dumneavoastră e o alegere sigură? Știm, da, foarte bine, sunt țări care sunt destul de aproape de noi și care erau în pace și în liniște și acum nu mai sunt. Și lucrurile astea schimbă tot. Dacă lucrurile nu se schimbă, da, categoric. Pentru mine România este o alegere definitivă și până la urmă noi trăim într-un moment destul de bun al vieții în România. Sunt foarte multe minusuri, sigur, dar trebuie să ne uităm un pic și la lucrurile pozitive. Mă bucur că spuneți asta chiar astăzi, sâmbătă, 21 decembrie, pentru că n-am renunțat la această tentativă în care mai pun gradual o poveste sau măcar un fragment al ei. Am aflat ieri alaltă ieri că, de pildă, s-a stins din viață, din păcate, Corina Untilă, care la Timișoara, în 17 decembrie, acum 30 de ani, avea 18 ani, a murit la 48 de cancer și acum am adus brusc între noi, într-o liniște relativă de sâmbătă dimineața la cafenea, acest flagel despre care dumneavoastră ziceți că e dușmanul cel mai mare al secolului. Este în top cauze de mortalitate în clipa asta printre noi. E foarte greu să vorbești despre cancer, pentru că cancerul de fapt este o odisee de boli. Pentru că cancerul de pancreas este diferit de cancerul de sân, este diferit de cancerul de colon, este diferit de cancerul pulmonar. Nu este de fapt aceeași boală, dar sigur, principiul e același, evoluția bolii este, să zicem, aceeași și soluțiile în general sunt destul de similare. Faptul că chirurgia reprezintă în marea majoritate a cancerilor soluția în ziua de astăzi arată totuși cât de încă știm puține despre lucrurile astea, încă putem să le stăpânim destul de greu medicamentos și sigur că despre asta se vorbește non-stop, cum să facem să depistăm această tumoră cât mai rapid. Aceasta este o boală cât se poate de vicleană, nu are manifestări în stadiile inițiale, se descoperă greu. Când se descoperă sau când are o simptomatologie clinică, deja e un caz avansat, deja e un caz complicat și aici începe o întreagă discuție despre cum să depistăm mai devreme, cum să avem programe de screening, cum să aducem pacienții la spital mai repede, cum să avem cât mai multe centre de oncologie și toate lucrurile acestea. Personal, cred că în următorii 20 de ani, uitându-mă la activitatea dumneavoastră de cercetare, unde sunt, dacă am numărat, poate peste 50 de articole științifice,
de grade diferite. Cred că lucrați deja interdisciplinar, vă interesează mai multe lucruri în medicină, confluența dintre mai multe specialități și faptul pentru care am adus prompt în discuție această miză grea cu a cancerului și a tratamentelor și a screeningului, care e firav în România, n-avem astfel de programe de prevenție, din păcate. Să luăm temporal aceste categorii târziu și devreme, pe care totdeauna l-ați evitat când a fost vorba de oncologie, am văzut asta. E să intrăm un pic pe terenul ăsta minat, al duratei, al etapelor, al pasului înapoi față de o patologie. E perfect adevărat că unii oameni vin târziu. Dar asta e foarte greu de evaluat. Astea sunt lucruri extrem, extrem de subiective. Dar când cineva este diagnosticat cu un cancer avansat, atunci poți să spui că el a venit târziu. De ce a venit pacientul ăla târziu? E foarte greu de spus. Avem noi totdeauna timp pentru toți pacienții? Răspunsul este nu. Suntem de multe ori aglomerați, suntem uneori epuizați. Știți foarte bine că burnout-ul este o chestie extrem de frecventă. Nu mai spun de spitalele de urgență, nu mai spun de oncologi și de chirurgii oncologi. Bun. Și atunci nu suntem cu siguranță în măsura de a judeca nimic. Pacientul a venit cu situația asta, haideți să vedem cum o putem rezolva. E adevărat că în unele cazuri nu o putem rezolva. E adevărat și asta. În unele cazuri nu avem soluția, în unele cazuri, într-adevăr, nu mai sunt multe lucruri de făcut. Dar în unele situații sunt lucruri de făcut. Și chiar și în cancerele avansate. De fapt, unul din principalele mele preocupări este cancerul colorectal cu metastaze hepatice, deci un cancer avansat, un cancer în stadiu 4. Domnule doctor, tocmai ieri am vorbit cu un pacient cu stadiu 4 care trăiește, grație dumneavoastră, și mi-a dat multe detalii și mi-a spus că a fost refuzat până în acel moment al intervenției de foarte mulți medici prudenți și că aproape s-a speriat. Acum 2 ani, cu 2 ani în urmă, când aveați 38 de ani, nu vă cunoștea și când v-a văzut atât de tânăr, atletic, deschis, dar mi-a spus, am mers pe mâna doctorului și acum nu m-aș mai duce nici în Turcia, nici la Viena, niciodată, pentru că există doctorul Ginghina. Sunt indicații stabilite pe care încercăm să le urmăm. Sigur că întotdeauna e o graniță fină între ce scrie în ghiduri și momentul în care depășești un pic ghidul, este o graniță fină și foarte delicată și, în general, e bine să respecti indicațiile și ghidul, dar sigur că nu ar exista nici progresul dacă uneori n-am face și lucruri în afara ghidurilor. E foarte ușor să vorbim despre succese, întotdeauna e ușor să vorbim despre lucrurile astea și cred că fiecare chirurg, da, realmente fiecare chirurg, are un caz care a fost, să zicem, refuzat de alți colegi și a ajuns la el și a mers bine. Ce ne face nouă viața mai grea sunt eșecurile sau eșecul, nu știu dacă e cuvântul potrivit, ci cazurile care nu reușim să le salvăm. Și asta este o chestie reală cu care ne întâlnim. Asta pune o povară pe umerii noștri și este o chestie despre care nici nu știm exact cum să o managerizăm. E o chestie pe care o acumulăm în noi și cu care trebuie să luptăm mai departe. Nu agrez prea mult asta cu a fost văzut de alți chirurgi, pentru că mereu mă gândesc, poate am văzut și eu cazul și le-am refuzat sau nu le-am găsit soluție. Nici n-am spus-o sentențios și nici n-am... Vă spun așa, din punctul meu de vedere, mereu mă gândesc că probabil și eu am refuzat cazuri de-a lungul timpului sau nu neapărat că am refuzat, n-am găsit soluții sau și poate un coleg mai inventiv a găsit soluții, dar uneori, într-adevăr, uneori nu sunt soluții și atunci, când nu sunt soluții, nici nu e bine să fie cineva care să croșeteze o soluție care să nu fie o soluție bună. Și asta e adevărat. Există o luptă a noastră cu pacienții în stadiu avansat, în stadiu 4. Am văzut tot pe pagina dumneavoastră săptămâna trecută, trecuse deja, se încheiase această lună noiembrie declarată a luptei cu cancerul de pancreas, care înțeleg că e cel mai agresiv, și motivați acolo scurt, laconic, telegrafic. E o luptă grea, dar noi nu renunțăm să luptăm. Mi-a plăcut foarte mult. Ne luptăm până la capăt. Cancerul de pancreas este într-adevăr una din cele mai dificile situații. Este un organ extrem de profund, este un organ dificil de operat. Rezultatele noastre nu se bazează numai pe operație, numai pe efortul chirurgilor. În marea majoritate a cancerilor avem și susținerea extraordinară a tratamentului oncologic, a tratamentului ghidat de colegii noștri oncologi și de colegii noștri radioterapeuți. Problema este că până recent în cancerul de pancreas, din păcate, chimioterapia nu dădea rezultate. Acum avem niște regimuri chimioterapice care și ele în sine sunt totuși destul de agresive și care au început să mai aibă rezultate.
Dar suntem încă departe de rezultatele mult mai bune care sunt în sân, în colorectal. De aceea și supraviețuirile în pancreas sunt în continuare reduse și dificile. Este unul din luptele cele mai dificile. Am aflat-o de la clinica de urgență Sfântul Ioan că, practic, dumneavoastră și echipa ați adus acolo, interesându-vă de metastaze ale sânului, de pildă, care în mare parte erau hepatice, ați adus și această parte de oncologie a sânului, care nu era specifică spitalului, cu rezultate extraordinare. Am vorbit și cu paciente, da, care erau mai mult decât optimiste și m-am bucurat. În spital exista o preocupare pentru chirurgia sânului, dar ea a pornit mult mai tare printr-un alt fel, pentru că de obicei există tradiție în chirurgia sânului sau așa. Noi am început să facem metastaze hepatice din cancerul de sân, care sunt niște cazuri rare, cele care au indicație chirurgicală, mă refer, sunt cazuri extrem de rare. Și în felul ăsta au ajuns paciente cu cancer de sân la noi, care după aia au adus paciente care erau cu cancer de sân în stadii inițiale. Și așa practic am început să operăm din ce în ce mai mult chirurgia sânului și eu sunt optimist că vin niște oameni tineri în urma noastră, care la un moment dat, pentru că astăzi vorbim de supra-specializare în chirurgie și de oameni care o să facă doar anumite lucruri, și eu merg tot spre supra-specializare, deja sunt lucruri pe care nu le mai fac, s-a dus vremea când un chirurg opera orice din cap până în picioare, și asta spun, există speranța că există niște oameni tineri în urma noastră care vor face în special chirurgia sânului și vor prelua ștafeta asta de la noi. De altfel, am și raportat experiența noastră cu chirurgia sânului anul trecut și tot povestea asta, cum am început într-un mod așa mai, nu știu dacă bizar e cuvântul, dar oricum, într-un mod mai special această chirurgie. Da, satisfacțiile sunt mari în chirurgia sânului, rezultatele sunt, slavă Domnului, bune. Sigur că sunt și cazuri triste și acolo, și acolo sunt cazuri avansate, dar acolo există o susținere foarte mare din partea chimioterapiei, hormonoterapiei. Casa asta de vindecare pe care o construim, avem o fundație puternică, adică ceea ce ne ajută foarte, foarte mult. Frumoasă sintagma asta cu casa de vindecare, pentru că mă gândeam până la urmă că oricât de dură e profesia, practic lucrați într-o uzină de fericire. Și atunci m-am gândit, sunt gardienii raiului acești chirurgi, e clar. Atunci când sunteți în impas, îl simțiți pe Dumnezeu deasupra cefei undeva? Ridicați ochii? Fără Dumnezeu, ce credeți că facem noi acolo? Adică suntem și noi pe acolo, niște, cum zicea profesorul Dragomirescu, niște băieți care operează. Suntem aproape între viață și moarte și atunci e evident că la graniță, te gândești, domnule, la lucrurile astea mult mai frecvent. Cred că sunteți precum cei care merg pe sârmă, pe o graniță foarte subțire între viață și moarte. Am văzut, am înțeles asta, m-am și înfricoșat. Câte operații faceți în medie pe zi, domnule doctor? Așa, e dificil de spus. Să zicem că facem o medie aritmetică. Dacă este o operație, cum a spus și dumneavoastră, acum o săptămână sau când a fost cazul acela de 10 ore, fac o operație pe zi. În medie, 2-3 operații pe zi, cam așa. E relativă media, e foarte relativă. Facem un efort să ajutăm pe toată lumea. E foarte greu și frustrant, de exemplu, când nu putem sau când nu avem timp sau când nu așa să ajutăm pe cineva. Asta iarăși este și frustrant și neplăcut și... Într-un fel așa mi se pare nedrept că suntem puși în situația asta. Ar trebui să fie lucrurile foarte reglate și să nu fim în Belgia, în Franța era la fel când ați fost? Era același ritm? Nu. Fiind mult mai multe spitale, fiind mult mai multe centre, managerizau un număr mai mic de pacienți, dar aveau liniștea asta că lucrurile erau mult mai standardizate și nu erau atât de aglomerați. Dar volumul de muncă era foarte, foarte mare. Sigur, depinde de spital. Am lucrat în mai multe spitale. Da, am văzut asta și m-am gândit că e o experiență care vă va ajuta întotdeauna și nu e singura. Sigur, veți mai pleca, veți reveni și... Da, asta e firesc. Da. Când am întrebat câte operații, de fapt nu mă gândeam să încetiniți ritmul, nici vorbă, ci voiam să vă aduc, de fapt, cumva, fără să vă simțiți atât de cercetat, la viața dumneavoastră interioară, la lucruri pe care de obicei nu le mărturisiți și, concret, la modalitatea de a vă descărca de toată această apăsare și zgură inevitabile în viața unui chirurg. Și sunteți un chirurg important în pofida vârstei, deja cine nu mă crede astăzi sâmbătă într-o zi istorică poate să constate, sursele sunt la îndemână. E un palmares convingător. Cum vă detașați de toată această suferință, concret de suferința
fiecăruia, pentru că fiecare pacient vine cu povestea lui, cu durerea lui. Vă plac sporturile de dure, de contact, de pildă artele marțiale, boxul, am fost mirată, rugby-ul, adică... Cred că, da, câțiva ani de zile bune am format un club de rugby, de old boys, să zic așa, cu un, împreună cu un prieten din copilărie și asta e o pasiune din copilărie care mi oferă foarte multă relaxare. Mă întâlnesc cu niște oameni care nu... din absolut toate mediile. Suntem... Practic, ați găsit o echipă de clasică de 15? Ați adunat 15? Mai mulți, suntem mai mulți de 15. Echipa nu are 15 pe teren, suntem mai mulți. Da. Și aici se pun și suporterii, nu? Jucați pe rând. Și suporterii, dar trebuie să ai și rezerve, mai obosești, mai... Vedeți, nu mă pricep întocmai. Da. Și ce sunteți acolo, între ei? Aripă sau ce? Acum, ce joc acum? Mai mult linia a doua, dar nu, la old boys lucrurile, adică la veteran lucrurile sunt așa, mai relaxate, nu mai sunt la intensitatea unui sport profesionist sau așa. Este plăcerea de a juca, plăcerea de a merge, plăcerea de, sigur, de a te bălăci un pic în noroi, că na, așa e la... Așa e la sportul ăsta și mai ales prietenia care se creează și faptul că petreci timp cu niște oameni cu care altfel poate nu te întâlni și este extrem de plăcut. Avem și deplasări prin străinătate, prin țară, sunt lucruri care ne relaxează foarte, foarte mult, știți cum e. Vă ascultam cu atenție și mă gândeam acum la o zicere a lui Pierre Coubertin care zicea că rugby-ul este un, pur și simplu, un sport pentru golani făcut de domni. Da. E și... clasică, da, e clasică și... această replică. Da. O știați sigur replica? Sigur, cum să nu, da. Ea are și o continuare despre fotbal, dar nu mă duc acolo, n-are sens, rămân aici la sportul ăsta care pentru mine e un spectacol cumva, nu i-am înțeles filozofia, dar pentru dumneavoastră m-ați lămurit acum, înseamnă prietenie, solidarizare, recreere, are... Mai e o deviză în rugby, vă întrerup. Așa, da. Nu contează pe cine ai în față, contează pe cine ai alături. Asta se potrivește foarte mult cu chirurgia. De exemplu, există studii care arată că un chirurg are rezultate cu echipa cu care este obișnuit mai bune decât dacă schimbă brusc echipa. Și tot despre asta, că așa mă gândeam acum câteva zile că ați spus de alte sporturi, rugby este în esență un sport de echipă. Singur n-ai nicio șansă niciunde, clar. Și în chirurgie este aproximativ la fel. Dar în chirurgie, și asta le spun foarte des rezidenților mei, nu exemplul ăsta, le spun altceva. Da. În chirurgie, când, Doamne ferește, ai o complicație și vii noaptea la spital și spunea profesorul Sedlacek, ăla e cel mai lung drum posibil, ăla, noaptea până la spital, și vii la o complicație, vii să rezolvi problema și atunci nu știu de ce te simți destul de singur. Atunci ești ca într-un sport din ăsta care nu e de echipă, gen nu știu, tenis sau box sau așa și ești destul de singur și ăla e un moment foarte, foarte dificil și eu le spun rezidenților mei, asta le spun destul de des, gândiți-vă când vă alegeți chirurgia că la un moment dat o să veniți noaptea la spital, o să operați cu doi oameni pe care îi cunoașteți puțin și o să fiți voi cu pacientul ăla și, mă rog, trebuie să-l scoateți. Și ăla e un moment foarte dificil. Am reușit cu mici denivelări să ținem discuția într-un nivel optimist. Cum vă vedeți în carieră următorul deceniu referitor și la ceea ce am adăugat puțin aici, cercetările pe care le faceți, zonele de interes, de pildă, mă uitam că vă interesează alianța dintre chirurgie și medicina in vitro sau partea de toxicologie din chimioterapie și multe alte zone de interes din profesia dumneavoastră care sigur vor intra pe o linie dreaptă în deceniul următor de profesie. Eu sper să fiu sănătos, asta e primul lucru, după care să muncim să ajutăm cât mai mulți pacienți, asta este clar. Despre cercetare. Asta este un lucru extrem de dificil. Cercetare e foarte greu să faci ca și chirurg și poți întotdeauna să susții echipele de cercetători. Asta e un lucru foarte important. Sunt oameni extraordinari și la Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila și la Universitatea București care fac foarte multă cercetare fundamentală și noi îi susținem cu partea noastră din această cercetare. Cu partea practică, pot să spun așa, nu? Da, cu partea practică și sigur și cu partea științifică, dar categoric acolo ei sunt generalii 100%. Un mare profesor de chirurgie, Pierre Alain Clavien, a venit și a spus acum mulți ani, la un congres de chirurgie hepatică, a venit și a spus cercetare nu poți să faci
seara după ora 8 și în weekend. Nu, aia nu-i cercetare. Și dacă vreți ca chirurgii voștri să fie, să aibă o minte științifică bine antrenată, scoteți-i din sala de operație, duceți-i câteva luni în laborator și după aia îi formați în felul ăsta să fie cercetători. Și atunci au ieșit niște discuții îngrozitoare în sală, pentru că, evident, niciun chirurg nu vrea să plece din sala de operație, niciun chirurg nu așa. Nici astăzi n-am răspunsul la chestia asta și cum ar trebui să facă oamenii tineri care vin după mine și care ar trebui să aibă categoric deschiderea asta. Eu mereu le spun și colegilor mei și rezidenților mei, nu ajunge doar să operăm, trebuie să facem și cercetare atât cât putem, să publicăm, să încercăm să ducem mai departe mesajul nostru apropo de ce facem și de așa. E foarte greu. Deci e un efort constant care, cum a spus, cum am zis mai devreme, e greu să-l faci după 8 ani. De altfel, este un profesor extrem de vizionar. Apropo de training în chirurgie, a venit și a spus, tot așa, acum 2 ani a venit și a spus, există regula lui 10. 10 ani, 10 ore pe zi de muncă și devii un chirurg bun. E relativă, bineînțeles, dar are un mare sâmbure de adevăr că în chirurgie trebuie să sacrifici niște ani, să sacrifici, vedeți, ăsta e un termen prost, de fapt, pentru că când îți place chestia aia, nu sacrifici nimic. Mereu ați tot spus că e meseria dură, că așa, când îți place, nu le percep lucrurile așa. E adevărat că mai obosești, mai cedezi, mai îți revii, e firesc, dar nu e. Adevărul e că v-am văzut de atâtea ori zâmbind larg la spital, aproape mai mult decât ați zâmbit aici la cafea, încât am fost încredințată că vă place. Păi la spital sunt mediul meu, aici sunt la televiziune, cum aș putea să fiu? Am crezut că vă place un pic și la televiziune. Oricum, consider că ați fost un pacient docil astăzi, pentru că am inversat un pic rolurile. Docil, dar foarte interesant și încrezător în ceea ce urmează. Și acum nu pot ocoli asta, pentru că aveți nădejdea că în următorii 30 de ani din cariera dumneavoastră, pe care îi veți parcurge, sunt convinsă, tot ceea ce astăzi nu dezlegăm, raportat la tumori, la cancer, la patologii încrâncenate, vom desluși, veți învinge cu bisturiul dumneavoastră și cu încrederea pe care o aveți în ceea ce știți să faceți. Eu sper că da. Acum, cu bisturiul putem opera un număr de oameni, forțele noastre sunt finite și așa. Rezolvarea trebuie să vină tot din partea colegilor de la cercetare fundamentală. Ei trebuie să găsească cheia, să trebuiască să operăm mai puțin pacienți, să putem să aducem înapoi tumorile care erau prea avansate, să le aducem la momentul la care să le operăm. Cheia rămâne la ei. Noi suntem probabil o parte a infanteriei sau așa. Noi putem să ajutăm cât putem, dar și forțele noastre sunt finite și energia noastră este finită, dar clar o punem la dispoziție și o să luptăm. Eu rămân foarte optimist. Da? Nu pot să fie altfel. În meseria asta, dacă nu ești optimist, cred că la un moment dat cedezi, pentru că, per total, cineva trebuie să fie și optimist în poveste. Dar, într-adevăr, cheia rămâne la colegii noștri. De-aia e important, de-aia și susținem efortul lor în cercetarea fundamentală, de-aia și încercăm să-i ajutăm cât putem, pentru că acolo se descoperă lucruri, da, în fiecare zi se descoperă, în fiecare zi se mai face un mic pas. Avem cancere care astăzi nu se mai operează, cum este limfomul, în care rezultatele sunt extraordinare. Lucrurile merg în direcția bună și vor merge cu siguranță din ce în ce mai bine în următorii ani. De altfel, uneori mai operăm, bineînțeles, și hernii și alte patologii benigne și uneori mă întreabă rezidenții mei ce mai stăm noi acum, că de obicei herniile rămân la sfârșitul, fiind operațiile mai mari înainte. La sfârșitul programului. Rămân la sfârșit. Ce mai stăm acum să mai operăm? Ne zic, domnule, într-o zi o să se vindece cancerul, trebuie să știți să faceți și hernii, trebuie să vă învăț și hernii, pentru că alea o să rămână întotdeauna. Patologia chirurgului, acolo e o ruptură pe care trebuie să o rezolvi chirurgul și vor rămâne patologia chirurgului oricând. Așa că noi suntem pregătiți și să se găsească leacul cancerului. Ne-am bucurat destul de mult. Frumoasă perspectivă, domnule doctor. Vă doresc și ne doresc nouă tuturor să ajungeți să operați numai lucruri ușoare, hernii, cum ați spus, deși e clar nu este operație ușoare, să știți. Nu este, nu? Asta, tot vedeți cum e ușor să aproximăm întotdeauna, da. Dar la televiziune, la chirurgie și la sport, toată lumea se pricepe. Da, așa că vă las pentru ultimul minut, întâietatea finalului, poate nu vă așteptați, tocmai pentru că sunt 30 de ani de libertate, de avantaj și cumva
suntem datori cu o gratitudine pentru această revoluție a copiilor, cum zic eu, a tinerilor care au plecat dintre noi ca noi să vorbim astăzi, să mă bucur de performanțele dumneavoastră, să vă pot recomanda și să mă mândresc, de ce nu, că sunteți în România cu tot ceea ce știți să faceți. Da, eu, cum să spun, e o onoare să fiu aici și la emisiunea dumneavoastră și, în general, e o binecuvântare să fim astăzi aici. Niște oameni, cum ați spus și dumneavoastră, au murit pentru lucrurile astea, sunt pe atâtea alte fronturi și nu mă refer neapărat fronturi fizice, sigur, și pe fronturi fizice, dar categoric și pe frontul ăsta al bolilor acestora. Sunt oameni pe care îi pierdem și îi pierdem zilnic și ne simțim binecuvântați că noi suntem sănătoși și suntem în partea cealaltă. Ce pot să sper este să ne meargă bine pacienții. Asta este, multă lume mă întreabă ce se spune în chirurgie, cum se spune. Și asta se spune, să meargă bine. Asta este ce se spune, e acel noroc bun al chirurgilor. Da. Să ne meargă bine pacienții, că în rest, știți cum e. Să vă meargă bine pacienții și nouă telespectatorii și, dragi prieteni, să fie generos Moș Crăciun, care vine în curând. Asta vă dorim. Mulțumesc pentru astăzi. Vă mulțumesc frumos.